și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca ce se întâmplă, doctore. La ora actuală, metastazele în cancer reprezintă printre cele mai grave consecințe ale tumorilor maligne. Din fericire, medicina are soluții și pentru pacienții cu aceste suferințe. Aflăm care sunt aceste soluții de la medicul Alin Țârlea, care este medic primar radioterapie în cadrul Centrului Oncologic Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Spuneți-ne, în primul rând, care sunt uh, condițiile în care apar metastazele într-un cancer? Um... Aproape toate localizările maligne uh, au uh, potențial ca de evolu evolutivitate: uh, răspândirea, diseminarea prin uh, vasele limfatice la distanță. Acest lucru se realizează uh, cu anumite bazine de elecție de migrare a celulelor în funcție de localizare. Tumorile pelvine, de exemplu, pot să migreze la os, în mare parte din ele, sau la ganglionii abdominal și mai departe pe această cale ficat plămâni, creier mai rar. Tumorile de prostată, de exemplu, au tropis pentru scheletul osos, în special. Tumorile pulmonare pentru creier, ficat, plămânul celălalt sau glandele suprarenale. Fiecare are anumite particularități, fiecare gen de tumor are anumite particularități de metastazare, adică de diseminare și de formarea unor celule fice din tumora mamă. Cuvântul metastază sperie pe toată lumea. În momentul în care depistați un cancer, Printre primele intenții există și aceasta de a vedea dacă nu cumva acest cancer a migrat la distanță? Sigur că da. Se face, în general, uh, stadializarea unui pacient ține seama de trei lucruri: de tumoră, care este stadializarea TNM tumoră, de ganglioni și de metastaze la distanță. Și atunci, un pacient este investigat complet, de exemplu, un cancer pulmonar este obligatoriu să aibă la activ și o tomografie de cap și una de abdomen și pelvis pentru că toate sunt legate între ele nu facem tratamentul până nu avem oglinda corectă a stării pacientului din punctul acesta de vedere metastazele reprezintă reprezentau atunci când am început eu acest meserie practic un punct terminus o ușă închisă Acum, metodele moderne de tratament fac ca supraviețuirea și în cazul acestor metastaze să crească și nu numai atât, calitatea vieții să fie mult îmbunătățită. Sunt uneori metastazele mai urgente decât cancerul primar? Da, există metastaze, de exemplu, abordarea unor metastaze cerebrale recent depistate împreună cu tumora de plămân face ca acest localizarea secundară să fie abordată cu predilecție, urmând apoi să ne ocupăm și de plămân. Care ar fi cele mai frecvente tipuri de metastaze pe care le vedeți dumneavoastră în practica curentă? Deci cele mai frecvente sunt metastazele osoase care apar la cam orice tip de cancer și care pot da simptomatologie dureroasă și posibilitatea unor fracturi în os patologic și atunci reprezintă și ele însele o urgență. Când e vorba de vertebre, de asemenea, poate să dea invazie în canalul medular cu dureri sau paralizie, de asemenea, o urgență, metastazele, apoi sunt metastazele pulmonare, cam de la toate cancerele, poate să apară, metastazele cerebrale, cel mai frecvent, și, sigur, există uh, unele foarte rare, care metastazele cutanate și, a, și așa mai departe. Nu există uh, loc în care să nu poată să se producă astfel de. Când v-ați decizia de a interveni prin radioterapie și când se intervine chirurgical? Dacă este o metastază unică și abordabilă chirurgical, se preferă lucrul ăsta pentru că asta ne dă și un rezultat histopatologic și atunci avem certitudinea că am tratat o metastază, urmând apoi să face radioterapia. Dacă sunt metastaze multiple și dacă abordarea chirurgicală nu poate fi luată în calcul, atunci se intervine cât mai rapid posibil pentru, repet, ameliorarea acestor simptomatologii, care de multe ori sunt chinuitoare, mulți pacienți ajung să ia preparate cu morfină din cauza durerilor și atunci radioterapia uh, poate să aibă un rol benefic, nu neapărat în creșterea supraviețuirii, cât în uh, creșterea calității vieții. Cum vă ajută tehnologia să rezolvați aceste metastaze și care ar fi, să spunem, tehnicile de ultimă generație pe care le aplicați în cadrul Centrului Oncologic Sanador pentru a ușura suferința pacienților și, de ce nu, pentru a le prelungi chiar viața? Acceleratoarele pe care le avem la dispoziție fac posibil administrarea unei doze mari cu riscuri mici pentru țesuturile sănătoase și într-un timp foarte scurt. Timpul contează foarte mult pentru pacienții metastatici care uh, sunt foarte greu de deplasat, foarte greu de poziționat și atunci al iradia într-un două minute pentru, uh, pentru noi este uh, posibilitatea de a-l face să fie tratat. Înainte, când erau cobalt, cobaltroanele, dura și jumătate de oră o iradiere a unei metastaze, pacientul nu mai putea să stea și atunci se rata această intervenție. Asta pe de o parte. Pe de altă parte este precizia dată de aparatele pe care le avem și care face să țintim strict metastaza respectivă și posibilitatea de a efectua tratament stereotaxic, adică iradiere cu doze Mari, cu fracții puține, cu mobilizarea uh, mult mai uh, puțin frecventă a pacientului, și de la 5-7 săptămâni, el poate fi tratat într-o săptămână pentru același lucru. Există și alte terapii, cum sunt imunoterapia sau terapiile țintite, care pot completa radioterapia în cazul unor metastaze? Sigur că -a. da. Imunoterapia și-a dovedit eficiența și a crescut practic. Uh, în mod spectaculos, supraviețuirea este un tratament agresiv, toate tratamentele oncologice sunt agresive, uneori grevate de efecte toxicități, dar poate să ducă la rezultate foarte bune dacă se trec peste anumite praguri de toxicitate. Um, știm că toții că în ultimii 50 de ani speranța de viață, la nivel global, a crescut foarte mult, însă aceasta este de multe ori asociată și cu probleme de sănătate. Așa că o concluzie. Ce ați sfătui pe uh, cei care au ajuns la vârsta a treia, care nu merg la medic, dar uh, care totuși, odată cu vârsta, sunt expuși la aceste uh, probleme? Care ar fi, așa, nu știu, o abordare corectă pentru a depista lucrurile cât mai la timp și pentru a avea șanse cât mai bune de tratament? Sigur, dacă mă refer nu la vârsta a treia, le lipsește educația medicală, sanitară, pe care nu le mai putem da în timp record, și atunci m-aș adresa și la generația tânără să fie aplicată către aceste probleme de educație. Dar la persoanele vârstnice este bine să facă niște controle în funcție de sex. Sunt anumite, cu predilecție, anumite zone care trebuie investigate preventiv la, sân, la femei sânul și zona genitală, cancerul de coluterin este o realitate dureroasă în România, este frecvent și în stadii avansate, la fel și sânul, iar la bărbați, în special prostata și rectul, sunt lucruri care se pot face nu cu foarte multe eforturi, o vizită la urolog anual pentru a vedea stadiul prostate și a recoltarea unui PSA sau la proctolog pentru rectoscopie sau la ginecolog pentru sân și coluterin, nu este o, o problemă de nerezolvat, cu condiția să existe și contribuția masmediei care să vină în întâmpinarea acestor persoane și să le explice lucrurile acestea, pentru că uh, sistemul medical poate să facă față unor cereri de genul ăsta, pentru medicina profi profilactică.